Novak Djokovic a fost deportat din Australia după ce Curta Federală a decis să păstreze decizia ministrului imigrării de a-i anula viza. Sârbul a avut o escală în Dubai, după care a luat drumul Serbiei. Când totul părea că se liniștește în privința sportivului și a scandalului în care a fost implicat, acum o poză apărută pe rețelele sociale i-a adus noi critici. Nole a fost surprins fără mască în avionul care l-a transportat din Dubai la Belgrad, iar comentariile acide nu au întârziat să apară. Lipsa de respect își bate joc de noi toți sau întrece limita este un nesimțit sunt doar câteva dintre comentariile care s-au regăsit pe Twitter. Sârbul era obligat să poarte masca având în vedere că în poză se vede clar că citește o carte și nu mănâncă atunci fiind singurul caz în care putea să fie scuzat. Criticile au fost cu atât mai aspre cu cât oamenii nu au uitat evenimentele în care Novak Djokovic a fost implicat și acuzat că s-a dus infectat la mai multe evenimente. Între timp, autoritățile din mai multe state importante ale Europei au ieșit cu declarații hemente la adresa tenismenului, făcând clar faptul că Novak Djokovic nu va putea concura la niciun turneu în condițiile în care va refuza în continuare vaccinarea. Cancelarul Germaniei și primul ministru al Spaniei sunt cele mai recente exemple din ultimele zile. Ambii au ținut să facă extrem de clară încă de pe acum situația tenismenului și faptul că acesta nu va fi sub nicio formă primit în Germania sau Spania atât timp cât nu va face dovada imunizării cu schemă completă.